Bună, dragii mei prieteni, al dumneavoastră Vasilica Ceterașu. Vă salut din Köln, Germania. Un oraș deosebit de special și de frumos. Fratele Emil. Bună dimineața! Bună dimineața, lume! Suntem în Germania, o țară deosebit de frumoasă. Extraordinar, 10 grade plus afară. Bă, nu-i frig afară, sunt undeva la 5 grade. O să mergem acum, ne pregătim că nu mai avem baterii la telefoane. Telefonul ăsta l-am baterie, dar l-am cartelă. Da. Da? Și mergem să fie bine, mergem încolo către o mașină. Am văzut aseară o mașină, dar n-am putut să vă filmez, că era foarte frumoasă, era deosebită. Da. Și acum mergem în altă mașină. Să vedem o altă mașină. Altă locație. Dar cu ce mergem? Cu calul de ghindă. Dumă calule! Aici calule! Dumă donule! Da. Stugațile, dar nu avem baterie, nu avem nimic. Tu fă film acolo, nu avem nimic. No. Și suntem la Cluj-Napoca deosebit. Da. Noi vreau să ne dau un încărcător, așa ceva n-am văzut. Îți poate cu mințe ăștia aici. Lasă că mă prind-o, lasă că mă prind-o la noi. Mă prind-o pe bani aici, să merg și mă fac. Da, bine. Băi, ne angajez 3 la călă. Vă ducem să vedeți ce mașini vedem astăzi. Fiți alături de noi, dați subscribe acolo și vedeți ce cumpărăm, ce nu vindem. Poate și cumpărați și vindem în același timp. M-am pupat. Aici, Emil, ai mâncat un pic, nu? Da. Ți-ai făcut viața la mea. Ne-am bătut joc de 11 euro. Da. Ne-am bătut joc și de mine. Vezi să nu ne calce vreo mașină. Ce faci să e? Ca buieri. Uite, mamă, suntem bine în Germania. Și noi vă pupăm de la Stuttgart, aici la Martin, am venit să-l colindăm, că n-am fost de Crăciun. Am lipsit. Bere și un plugușor. Merge. Da, Emil. Bagă-i. Fraților, cu părul creț. Fură rața din coteț. Ahoho, cum e fraț. Uite aici. La Hanul Ceterașului. Uite, așa mi-a plăcut să am eu. Intrăm, cred că aici, mai beți o bere, fain. Uite, mă, ce șuruburi are. Dragi prieteni, așa beți am fost aseară că nu mai știm unde am parcat. Iară ne-a rătăcit pe jos, din nou. Așa ceva, domnule. Ausfahrt, ce înseamnă? Ausfahrt, ieșire. Ieșire, noi, bine, mă. Bine, mă, pe aici, intrare undeva. Bă, nu am fost la intrare, mă, vine, mă. Da, mă, da, asta e parcarea. Uite-te tu, mă, că întunează deja mult. Să nu-l merg. Băi, omule, era mie mică parcarea. Ii-l-ai, mă! Ăsta-i, mă! Ăsta-i, mă, mâncat! Ăsta-i, omule, bun! Dă-te de acolo, mă! Ăsta-i, omule, bun! Ăsta-i mâncat, va, sufletul vostru! Am știut că e undeva, mă! Eu nu mai știam, mă! Ce, bă, cu ce s-a prinde jos, băi? Să nu fie ceva sem, mă! Da, dragi prieteni, am luat și dibirea la lotul, să fie treaba bună la jackpot. Da. Euro jackpot și e mișor plătă aici. Am luat și eu, sper să nu câștig. Da, acum vedem ce-a fi cu voi. Ce mai e aici? Mai am aici goldene, uite. Da, cu goldul, te-ți place goldul? Da, mai am și goldene. 80, 100 de euro, bă, ce noroc ai, băi, frate. 10.000, stai că n-am văzut 0 ăla. Uite-te, fiat! Ah, 10.000, da, uitați, oameni buni, 10.000. 500. 1.000. Cam de 10.000 ar mai avea nevoie. Cam 100.000. 100.000. Da. Da, dragi prieteni, uitați aici. Mercedes AMG Performance. 228.000. Dragilor, am ajuns cu Emil din frumoasa Germanie. Și bineînțeles în frumoasa Austrie și acum în frumoasa Republica Cehă. Bă, dar de unde ți-a luat dinozaurul ăsta, mă? L-am luat, da. Dar ce e ăsta, mă? Dragon, mă? Ești nebun? Emil, ce ești, dragon? Da. Mâncați, ați văzut-o. Vă pupăm pe toți să fiți sănătoși. Uitați-mă ce și-a luat ăsta nebun, mă. Acum stăm cu Emil că vrea să-și cumpere o sticlă de Johnny Walker. Din rezervă specială de 40 de ani. Văd și prețul 24.500. Hai că poate să mă lasă ceva, Emil. Uite, o sticlă de Civa's acesta. Civa's rar salut. 53.000 de euro. Stai în chirie sau stai în casă, ce? Mai să-ți arăt o sticlă să te răcorești. Și stați că vă arăt acum o sticlă negociabilă asta. 399.000 de euro. Asta e sticla Grand Edition. Bă, 399.000 de euro. Ce nebun? Dar vezi ce fuge. Și fuge de noi. Tu ești nebun. La mine ți-o dă în cutie de aia de faină. Hai că de astea am băut destule și nu mi-am dat seama ce preț e. Păi nu, și nu mi se simie. Uite, și o sticlă de McAllen, 79 de ani. 129.000 de euro. Băi, oameni buni, în ce lume trăim, în cava sufletul vostru, ați mor de foame și vând cu o sticlă de două... De... O sticlă de astea, de a prins focul cu ea. Da, deci că e și aia de... Beau ea apă de mult. 129.000 de euro. A mine să o dăm cutia asta faină, Emil. Dragi prieteni, vă pupăm pe toți. Suntem la Viena aici, la Bogdan, Colobete, fratele nostru, fiți atenți că merge la Baulic. Bogdane! Mergi, Vasilica! Bine ați venit la mine noi, știu! Bun venit în România! Asta e România! La Viena, la Viena! Vă pupăm! Ca să vedeți că-l bani la Baulic acum, că da, pe care acolo se popatic, uite cât e! Cine-i următorul? Bravo, bine, bine! Leo de la Strehaia! Acum Axile de la Strehaia! Hai! Ușor la degețele! În grijă la degețele! E bine! Hai, trec! Nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit! Bă, ești nebun! Una! Una că mi-a stat după tuturor următoare, că știți voi cum e! Nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit! Bă, ești nebun! Băi, cum i-o dat! Bogdane, ai grijă, tată! Ai grijă, da din număr! Oooo! Nu mi-e să cred, Bogdane! Nu te uita, nu te uita! Bine că nu ajung la ăștia pe banda lor! Fă-ți cruce înainte! Băi, e nebun! Senzație, senzație, senzație! Boss, boss, Hugo Boss chiar! Știi, dai drumul pe drept! Nu-te mai față, nu-te mai față! Aia bă, aia bă! Aia bă, bravo bă! Am venit acum la... La Bogdan. Am luat testerul. Ce se întâmplă? Am luat testerul, ne apucăm acum. A treia verificare, oameni buni. Prima verificare a fost a mea. Vă dați seama ce am verificat. Da, da, după aia Emil și acum Bogdan. Da. Am alea ca să fie ok. Că îți dai seama, naște cu copii în mașină să nu se întâmple ceva, Doamne ferește. Bă, nu naște în mașină, bă. Bă, nu naște în mașină, să ne înțelegem. Am înțeles, nu. Să nu naște în mașină. Am înțeles. Dragi prieteni, ne... Facem numai calitate, clasa 1. Numai ce trebuie. Marc. Calitate înainte de toate. Premiu, premiu, first class. Da. Facem acum egalizare presiune în roți. Am băgat presiunea în roți. Facem o tură ca să se egalizeze și să citească cum trebuie presiunea. Dăm un curt test, da? Să vedem dacă avem și acolo, dacă avem și greșeli. Acum comunică cu farță. Hai, bun. O pregătim, facem top, top, top pentru Amalia să fie în siguranță, să poată să circule. Da, ce barbă ți-ai tras să vedem că așa mă gândesc. Îi punem și două ace de siguranță, să fie siguranța bună. Să facem da, siguranța? Da. Unde îi pui siguranța? Păi aici am bord. Bă, să dai și kilometri înapoi, ce pula? Are 140.000 de kilometri la 140.000 de kilometri. Ce se dai înapoi? Mașina e ca nouă. normal. Nici măcar rodajul nu l-a refăcut. Făcut ca lumea, că nu n-am condus-o eu încă mult. Eu fac și rodajul. Ce rodaje fac? Sile, dacă o conduci, vezi să nu o conduci cu apucături de Jaguar. De Jaguar, am înțeles. Apucăturile de Jaguar. Băgați-mi un pic și niște cai, dacă te duceți cu testă română. Luăm acum, dă-i la unde ăsta, la unde ăsta cu cai. Cu cai, mergeți la o herghelie, la Austria. Bravo, Emil. Asta-i, tată. Am ajuns în România, mama către Oradea. Nu știm unde stăm. Dați aici, mama către Oradea. Murești, frumos. Cluj-Napoca, toate-s către noi, frate, altceva. Vedeți ce reacție are oalea. Iar ea poate să aibă cele mai tare reacții din lume la cadouri, la surprize, la de-astea. Da. Pentru că ați văzut și când am cumpărat X6-le acum 2 ani, ce reacție au avut, mi-a scris toți mesaje că nu s-au bucurat deloc. Bine, așteptam mașina de un an și ceva, da, ani, da. Și cum să se mai bucure? O porând la vamă. O porând la vamă, da, o codă. S-o bătut și zi. Da, uitați acum ajungem. Să nu ziceți că am venit cu una goală lângă această mașină superbă. Am luat și un coșuleț frumos de flori. Îmi plac ei, trandafiri roșii, albi, roze, lalele și ceva frumos deosebit. Să fie treaba bună, cu fundiță, i-am pus și fundiță. Și mergem. Haideți că ajungem acum, uitați-o la fi, și ea e cam palidă. Da, da. E cam palidă. Deci, prieteni, uitați că luăm cheia asta de la Mercedes și o punem aici între flori. Vedem dacă o vede, dacă o găsește, că vă dați seama că nu o găsește. Uitați ce pierdere. Da, hai că mergem, hai înainte. Iubire! Iubire! Da! Come on, jos! Come on! Ce? Hai că dau câte de flori. Hai. Ce nu mai zic surprize, surprize? Dar încă n-am născut. Hai, nu m-am născut. Dar încă n-am născut. De ce mi-a dus flori? Că tu nu mă duci numai la evenimente. Și numai mie mai la flori. A fost cu mine până în Germania. Da. Ți-am bucur de flori. Mulțumesc. Îți place? Uite ce pică îți place. Da, da. Cum să nu? Trandafiri. Trandafiri și uite, nu mai plăci din iară, pun 50 de lei. Și cu cheia asta omului. Dar n-ai găsit mașină. Da, rău nebun. Le luam mașină. Nu mi-ai închiriat tot. Hai, dimineața mea. Aoleu, Mercedes. Hai, de unde știi să-mi place Mercedes? Cum te-am imaginat? De unde știi să-mi place Mercedes? Că nu spui și că și cu Laura îți place. Era greu să aleg, oameni buni, că am avut de ales între Mercedes, Opel, Skoda și oare ce-i plăcea, știi? N-am știut ce să... Logan! Logan! Ok, Logan! Trebuie să vadă! Să treci, oameni buni! Aici trebuie să plătești mașina sau nu-ți păsea? Ai plătit-o? Aici am plătit-o! Alea să mergeți, nu? Alea să mergeți pe Austria și Germania. Alea ce interior ai... Dar nu ce ocazie! Rămas gravidă! Rămas gravidă! Dar la o mașină, că n-avem cu ce scoate copiii din clinică, din spital. Auzi ce pornit la sfert de cheie. Ce fain, dar florile, ce zici de flori? Florile, am și uitat de ele. Am uitat de flori. Du-te flori. Abia așteaptă, dați-mi. Abia așteaptă. După 7 ani, uite să nu testicie. Te-am iubit. E la știu. Am încercat cu Jaguarul, că am văzut că am dat kicks. Uitați ce mașină, oameni buni. Stai să văd. Wow, cum arată. Plimbăm un pic să văd. Stai să văd că nu știu unde schimbă totul, la mână. La mână. Tot ce ți-ți la mână, Amalia. Tot ce ți-ți la botul calului. Am mai spălat mașina și deja am stricat geamul. Da, nimic, mă, dar ce are, face bine. Oricum să murdăresc, tace. Are și senzor, ia și... Are și camere, uite-te ce camere. Are camere în spate, are camere de sus. Eu sunt învățată cu... Cu senzor? Cu modele de Mercedes 2000. Doamna. Doamne. E faină mașină, ok, adică o mașină mie îmi place, că e spațioasă, așa e chiar ok. De viața mea, tu nu știi? N-am știut. De când mi-am dorit. De când mi l-ai vândut ăla meu. Ăla S-ul? Da. Nu, aia suci, am avut eu, ce clasă. Aia suci, nu ți-a plăcut și aia ți-a plăcut. La ce asta, vezi, uite, tableta e ca la S și funcțiile, tot ale, dotările ca la S-ul care le-am avut noi, numai că e mai mică tableta și acolo în bord ai ceasuri, vezi, vitezometru și alea. Da. 37, 39, nu dai, nu șum. Stai, 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 cred că trece socru. Nu te grăbi, uite că te întâlnești cu socrul tău în trafic. Da, el nu mă cunoaște. El nu se cunoaște mașina asta, păi dar nu știe mașina, de unde să se cunoască? Și am pus și numele de la frumos, ai văzut? Ce număr am pus? Ce număr e? SG, de la Serena Gotgea. Serena Gotgea. Serena Gotgea, glumesc, da, super. Să mai n-am altă viață. Da, frumos. Deja. Nu, dai un pic să vedem, are motorul cum îți place ție. Nici prea mare, nici prea mic. Motor de 2.2. Oh, super. Adică ai 203 cai. Și... Îți apă aici, mi-a stat careva. Dar nu, mai are ce să fie. Merge, ok. La mașină. Claxonează și tu. Păi nu, îi claxonez ca pui... Da, păi să crede că vrei să se dai la ei. Zic că da, orică mă dau bun, orică îi spar, orică mai bine. Da, nu la aia mașină, dar ce nu poți să reglezi ca unul? Cum să nu, l-am reglat, că era după tine făcut. Așa ai făcut după burta ta. Dar n-ai dat mult, ai dat mult? Nu mult. Adică nu e diferență mare, nu mă. Asta zic că te burți. Ai simțit, te burgi centimetri, ai dat față. 2 centimetri. Aaa, deci bine, deci sunt grafic. Da, da. Bun. Aici nu semnalizăm că suntem în sat și nu e nevoie. Da, păi nu, dacă e satul nostru, dai seama că ne-a cumpărat satul. Trecem pe de biserică. Dar foarte bine arată, nici bine arată mașina și în interior. Și ăsta, vai de capul meu, și bordul ăsta așa când îl vezi. Și interiorul ăsta, interior exclusiv, da, e culoarea asta care e așa cu limoneală un pic. Nu, mie îmi place, dar bine, prima dată și când ai luat Jaguarul mi-a plăcut, că e crem deschis. Dar e foarte sensibil. Ai văzut ce se face cremul ăla? Dar pe nu, nu trebuie să pun pături și păturele și păturici și Selena... L-am murdărit, tot l-a făcut, dar păi mai intrat cu carioci, cu alea? Nu prea am lăsat, dar... Nu, scaunele sunt pe cameră și pachetul ăla. Dar măcar asta știi, nu o să știi pe blugi, dacă nu... Exact, exact. Bine, nu neapărat de asta, îmi place că motorul e ok, adică nu-i mare, omeniesc, nu-i... Nu ai de plătit mult impozit, e de impozit, oameni buni, azi vă spun. Trebuie mai de motorină, nu de... Păi ce, apropo, e diesel, nu? E diesel, da. Diesel, 2.2 diesel, 203 cai. Și dacă vrei, l-avem pe Emil, mai bagă vreo 30 de căruți. Nu, trebuie. Dacă vrei, dar nu e cazul, 203 cai. Eu nu mă dau la întrecere, mi-e super, adică... Să ai noroc în mașină, să dea Dumnezeu sănătate, să fii fericită, să te bucuri, să mulțumești la Dumnezeu că ți-a dat Dumnezeu un bărbat așa... adevărat. Asta am uitat. Să-i mulțumesc, doamne. Dar n-ai cartela? Nu, păi dacă m-ai adus eu, unde s-a în cartela? Hai, mă dau jos. Mulțumesc tu la Dumnezeu că m-ai cunoscut. Te-a cunoscut, așa? Dacă nu mă cunosc. Dacă nu te cunoșteam, ce bine să te cunoști. Pui, cumpărai tu Mercedes, dacă nu mă cunoștești. Emi! Că mă bucur că m-ai acceptat. Apasă pe telecomandă, frate. Deci să mă bucur că ai acceptat, nu? Da, are start stop, are toate. Cheia cu bătaie, cheie sau ce? Da. Are pleacă, mă găteam asta. Să-i mulțumesc la Dumnezeu că m-a acceptat. Chem să o refuz. Da, puțin să refuz la tine, da. Nu, vedeți, oameni buni, cu ce mă confrunt pe o zi de zi. Asta e ceasul la motorină. Dacă nu o să împli și tu cu el, așa o să-ți dă el. Plinul fă pup, flori, tot. Hai, te pup. Salutări, dragi prieteni, mulțumim.